Evanghelia după Matei, capitolul 26, aș dori să citesc de la versetul 20 până la versetul 25, Matei, capitolul 26, de la 20 la 25. Seara, Iisus a la masă cu cei 12 ucenici ai Săi, pe când mâncau, el a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Trept răspuns, el le-a zis, cel ce a întins cu mine mâna în acela mă va vinde. Negreșit fiul omului se va duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule, da, a răspuns Iisus, tu ești. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau și eu să spun din toată inima slăvit să fie Domnul. Amin. În seara aceasta, așa cum știți fiecare dintre voi, continuăm studiul nostru biblic despre modul în care Dumnezeu modelează caracterul nostru ca să semănăm tot mai mult cu Hristos. Știți că anul acesta este anul în care dorim și ar trebui să o facem tot timpul, nu doar anul acesta, dorim să ne maturizăm spiritual. Însă una dintre modalitățile prin care Dumnezeu ne crește spiritual este prin modelarea caracterului nostru. Și în această seară aș dori să continui să vorbesc despre modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul, luând unul dintre exemplele Bibliei, un exemplu negativ, exemplul lui Iuda. Și aș vrea de la acest exemplu, analizându-l din Scriptură, unul dintre ucenicii Domnului, pentru că dacă ar fi să spunem exact sintagma Bibliei, Iuda era unul dintre cei 12. Este, A spus odată cineva, este mai bine să mori datorită convingerilor decât să trăiești datorită compromisului. Aș vrea în această seară să învățăm cum ne modelează Dumnezeu în lupta noastră cu compromisul. Indiscutabil, dacă vă uitați la Biblie, Iuda este omul care a trecut de partea cealaltă. Vânzarea lui Hristos de către Iuda, de către unul dintre cei 12, este ceva ce pentru mintea omului este aproape greu de crezut și de înțeles sub nicio formă. Iuda Iscariotanul este, dacă vreți, cea mai mare enigmă a Noului Testament. Ceva ce pare imposibil chiar de gândit. Un apostol, un ucenic al lui Hristos, pe care apoi Hristos l-a numit un drac, Ioan, capitolul 6, cu 70. Nu se poate decât să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat, unde a fost problema. De caracter în viața acestui om care l-a dus să-l trădeze pe Fiul lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați faptul că Iuda a fost ales de Domnul împreună cu ceilalți sucerici după o noapte întreagă de rugăciune și poate că trădarea lui Iuda este una dintre cele mai negre pagini din istoria existenței umane. Matei, capitolul 26 cu 14, scrie. Uh, acesta, această sintagmă care o veți regăsi la toți scritorii Evanghelilor, și anume, atunci, unul dintre cei 12, numit Iuda Iscariotanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă. Este interesant să vedem de câte ori Duhul Sfânt a inspirat scritorii Bibliei să menționeze această sintagmă, și anume, că Iuda era unul dintre cei 12, era aproape imposibil să nu te gândești la Iuda și Iuda este întotdeauna asociat cu Vânzătorul. Este ca și cum scritorii Noului Testament, fiecare dintre ei, luați-l pe Matei, luați-l pe Marcu, luați-l pe Luca, luați-l pe Ioan, fiecare dintre ei, e ca și cum scritorii Evanghelilor ne transmit un concept. O idee pe care n-au putut să o explice, n-au putut să o înțeleagă, n-au putut să o accepte, că prin aceasta spunând Iuda, unul dintre cei 12, Iuda a fost unul dintre noi. Cum se poate să fii atât de aproape de Domnul? Cum se poate să stai literalmente lângă Hristos trei ani și jumătate? și totuși să comit ceea ce a comis Iuda. Unul dintre cei 12 este o expresie care nu doar transmite mirare, ci transmite consternare, chiar șoc. Luca ne scrie că Domnul s-a rugat toată noaptea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă înainte de a-i alege pe cei 12. A rânduit dintre ei 12, Marcu 3 cu 14, ca să-i aibă cu sine și să-i trimite să propovădească. Și continuă acolo să facă lista uh, înșiruirea acestor ucenici și întotdeauna finalul listei, întotdeauna finalul listei, oricare dintre scritorii Evangheliei ar fi să-i cităm, în finalul listei este întotdeauna un nume și Iuda și niciodată doar Iuda, întotdeauna Iuda, cel care l-a vândut pe Hristos. Aș vrea să înțelegem în această seară că oricât de mult am fi șocați de acest adevăr, oricât de mult ne-ar șoca această realitate, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre Iuda, unul dintre cei 12. Și de la el vreau să învățăm în această seară că e foarte important să ne lăsăm caracterul nostru ca și copiii lui Dumnezeu modelat de Duhul lui Dumnezeu pentru ca să putem la momentul în care vine ispita de a ne compromite, să avem puterea și tăria să stăm înaintea compromisului. Iuda, unul dintre cei 12, câteva lucruri îl caracterizează pe Iuda, de fapt sunt suficient de multe, vă voi enunța doar câteva, aceleași lucruri care îi caracterizează și pe ceilalți apostole Domnului. A fost ales personal de către Hristos ca să fie apostol. A fost cel care a lăsat totul împreună cu ceilalți ca să-L urmeze pe Hristos. A petrecut trei ani și jumătate călătorind prin Israel, slujind împreună cu Hristos. A văzut toate minunile lui Hristos în persoană. A auzit toate învățăturile lui Hristos și cele mai cunoscute predici ale lui enunțate în Biblie. A văzut cum Hristos vindeca bolnavi, a văzut cum Hristos învia morți, a văzut cum Hristos scotea demoni, a predicat Evanghelia și a făcut minuni împreună cu ceilalți ucenici. A fost unul dintre liderii care a avut parte de încrederea lui Hristos. A fost un om care a fost ales de Hristos și de ceilalți apostoli ca să țină punga. Era casierul grupului. Orice ați putea spune despre ceilalți apostoli era valabil și pentru Iuda. A fost cu ei peste tot, oriunde au mers, a fost și Iuda. A văzut totul, a auzit totul, a trăit totul. A fost ales să fie casierul. Țineți minte, Biblia spune că el era cel care ținea punga, o poziție importantă. Pentru că nu pui niciodată într o poziție atât de importantă un om în care nu ai încredere. Nimeni n-ar pune casier pe un om asupra căruia ar plana întrebări vis-a-vis -vis de integritate de orice formă. Nici unul dintre cei care erau în anturajul lui Iuda, ceilalți apostoli, nu au bănuit ce este în inima lui Iuda, cum este caracterul lui Iuda. Aș vrea să înțelegem în această seară că dacă mergem. Și citim textul pe care l-am citit eu, și el este mai lung decât ceea ce v-am citit eu. Puteți să-l citiți dumneavoastră acasă pentru context. La vremea când scrie Matei, Evanghelia lui, suntem aproximativ în anul 65 după Hristos. trecuseră 30 de ani de la răstignire. Matei scrie Evanghelia când este bătrân, unul dintre apostolii Domnului. Și când scrie lista aceasta a apostolilor, a celor aleși de Domnul, începe cu Petru, continuă cu Iacov, cu Ioan, iar Iuda e întotdeauna ultimul, întotdeauna ultimul, niciodată singur, ci parcă trecerea anilor, îmbătrânirea lui Matei, nu contribuie cu nimic la diminuarea acestei idei care era în mintea lui. Parcă cei 30 de ani care au trecut de când s-au întâmplat evenimentele n-au șters nici măcar o fărâmă din această profundă uh, și dureroasă amintire din viața lui. Că Iuda l-a vândut pe Hristos. Cum a putut să se întâmple această, acest lucru? Așa în seara asta să examinăm trădarea lui Iuda cu onestitate și să avem curajul uh, să ne cercetăm propriile noastre inimi, frați și surori. Aș vrea să fim onești și să ne uităm în scriptură cu smerenie. Pentru că dacă unul dintre cei care au fost fizic cu Domnul a putut să se despartă în felul acesta de, de Domnul, ar trebui să fim conștienți că niciunul dintre noi nu suntem deasupra păcatului. Niciunul dintre noi nu suntem mai presus de eșec. Niciunul dintre noi, indiferent de câtă experiență spirituală avem, indiferent de câtă experiență avem cu Dumnezeu, nu suntem infailibili. Aș vrea cu smerenie să ne uităm la acest pasaj și să învățăm în această seară câte ceva despre esența, importanța a ceea ce înseamnă modelarea caracterului nostru. Pentru că va veni momentul, ispita compromisului, este valabilă pentru fiecare dintre noi. Tentația de a face ceva ce știi că nu-i bine va fi întotdeauna acolo. Și aș vrea să învățăm. Ar zice cineva că sămânța trădării a fost în inima lui Iuda dintotdeauna. Posibilitatea trădării a fost întotdeauna acolo, dar ar fi incorect să spunem că doar Iuda a fost uh, pasibil să comită acest păcat. Oricare dintre noi ne-am putea lepăda de Hristos. Oricai dintre noi tentați, ispitiți, am putea să cădem. De aceea, vă invit în această seară, cu respect și cu sinceritate, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile și să ne punem și noi această întrebare. Doamne, în inima mea, cum stau în relația mea cu tine? Pentru că veți vedea câteva lucruri și am spus deja despre faptul că Iuda a fost acolo, a participat la tot, a văzut totul. A fost chiar lângă Isus Hristos în multe ocazii. Și totuși s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Așa să analizăm trei lucruri care uh, le consider importante pentru înțelegerea ceea ce vreau să vă spun. Și anume, începem cu primul dintre ele. Voi citi câteva pasaje din Scriptură. Așa să înțelegem fiecare dintre noi că poți lua parte la ce face Dumnezeu fără a avea parte de Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Noi ca și creștini trebuie să înțelegem că e mai important ce face Dumnezeu în mine decât ceea ce face Dumnezeu prin mine. Și dacă vom înțelege acest principiu, dacă vom înțelege că Dumnezeu vrea întâi relația cu noi, înainte ca noi să ne punem la dispoziția Lui pentru a sluji, va fi ferice de noi. Nu uitați că Iuda a luat parte la tot ceea ce a făcut Dumnezeu. însă din păcate nu a avut parte de Dumnezeu. E mai important, dragul meu creștin, frate, stimată soră dragi tineri, e mai important ce face Dumnezeu în mine decât ceea ce face Dumnezeu prin mine. Dacă am înțelege acest principiu, am înțelege că Dumnezeu ne cere întâi relație personală cu el. Spuneam și am repetat de multe ori acest lucru vorbind despre modelarea caracterului. Dumnezeu vrea să-l cunoaștem pe el, nu doar să cunoaștem despre el. Și asta înseamnă modelarea caracterului. Caracterul tău va semăna zilnic tot mai mult cu al lui Hristos, dacă tu îi vei permite lui Dumnezeu să facă această lucrare lăuntrică în tine. Abia când Hristos a lucrat în tine, Poți să spui că ești gata și să spui, Doamne, lucrează prin mine. Întâi în mine, transformă inima mea, sparge în inima mea tot ceea ce este pornire păcătoasă, tot ceea ce este rău, ca apoi să mă pot pune la dispoziția ta. Aș vrea să înțelegeți că degeaba ei parte la ce face Dumnezeu, câtă vreme nu ai la rândul tău parte de Dumnezeu. Ce ne-ar folosi oricăruia dintre noi? să slujim pe Dumnezeu, să fim martori ai lucrărilor extraordinare pe care le face Dumnezeu, să fim chiar folosiți de Dumnezeu pentru lucruri extraordinare. Pe urmă să constatăm că de fapt relația noastră cu El a fost defectoasă și să suferim consecințele unei astfel de relații defectoase cu Dumnezeu. Așadar, pentru Iuda, ceea ce ne învață eșecul vieții lui este că poți să iei parte la ce face Dumnezeu, însă fără a avea parte de Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă foarte simplu că pornirile ascunse ale inimii sunt la originea păcatelor vizibile ale vieții. Repet, pornirile lăuntrice ascunse ale inimii stau la originea păcatelor vizibile ale vieții. Ne uităm uneori în viața unor oameni și vedem păcate. Le vedem. Pentru că niciunul dintre noi nu vede ce e în inima celuilalt. Eu mă uit la voi în această seară și sunteți frumoși. Dar eu nu pot să văd ce este în inima voastră. Singurul care poate vedea interiorul, inima noastră, este Dumnezeu. Și foarte des avem porniri ascunse aici în inimă, și aceste porniri ascunse din inima noastră stau la originea apoi a păcatelor care devin într-o zi vizibile în viața noastră. Când un păcat devine vizibil în viața ta, păcatul nu a început și păcatul nu începe aproape niciodată ca și o acțiune. Păcatul începe aproape întotdeauna ca și un gând, un gând care apoi se sedimentează în inima ta, devine dorință, devine pasiune, Devine ceva ce arde în tine și apoi dorința aceasta, printr-un proces care implică ființa ta, se materializează într-o acțiune. Păcatul pe care tu îl vezi în viața ta și în viața celorlalți este cel mai adesea rezultatul, roada uh, unor porniri ascunse pe care le-ai avut în inimă. De aceea Biblia ne cheamă să ne cercetăm inimile, dragii mei. Și trebuie să o facem nu doar atunci când stăm înaintea cinei Domnului. E foarte bine că o facem atunci. Dar în fiecare zi, spunea David în pălatul aceste cuvinte, cred că dacă nu mă înșel, este psalmul 139, ultimele versete, Doamne, cercetează-mă și cunoaștem inima. Vezi dacă sunt pe o cale rătăcită, greșită, și dumă pe calea vieții, pe calea veșniciei. Un om ca David, care cunoștea Scriptura, care a scris uh, mult din Scriptură în sensul psalmilor, un om care avea proroci în preajma lui, care avea sfetnici, a spus, Doamne, cercetează-mi inima, pentru că prorocul are un cuvânt de la tine, Swetnicul meu mă sfătuiește la lucruri bune, dar doar tu, Doamne, îmi cunoști inima mai bine decât o cunosc eu. Spunea David: Doamne, cercetează-mi inima, tu, Doamne, și vezi dacă nu cumva viața mea a dat curs acelor porniri ascunse care mă pot duce apoi la faliment. Luca capitolul 10, versetele 17, 18 și 19. Cei 70 s-au întors plin de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Și ascultați, le-a dat putere, le-a dat autoritate, a fost cu ei. Totuși, spunea Domnul, să nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre scrise, sunt scrise în ceruri. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, înainte ca Dumnezeu să lucreze prin tine, n-ai vrea să lași pe Dumnezeu să lucreze în tine acea transformare lăuntrică în asemânarea cu Hristos. Pornirile ascunse ale inimii spuneam că sunt la originea păcatelor vizibile ale vieții. Mai spun ceva, Transformarea spirituală vine doar prin schimbarea inimii. Activismul religios nu rezolvă problema. Sunt oameni care sunt foarte activi din punct de vedere al religiozităților. Și vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu sunt pentru a fi activ. Îmi place să fiu activ. Vreau ca biserica, ca și trupa lui Hristos să fie activă. Numai să nu trăiți cu impresia că dacă faci multe pentru Dumnezeu, o să se schimbe ceva în interiorul tău. Transformarea spirituală veritabilă vine doar atunci când se schimbă inima ta. Și singurul care poate să schimbe inima este Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Eu nu pot să schimb inima nimănui. Pot să sfătuiesc, pot să vorbesc, pot să mă rog, dar schimbarea inimii, adică schimbarea aceea, transformarea aceea spirituală, veritabilă, o poate face doar Dumnezeu. Nu ajunge să participi la lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ești parte din ceea ce face Dumnezeu în viața ta. Citim despre Iuda, citim multe despre el. Mai spun încă un lucru aici. Spiritualitatea noastră nu este definită de cât de mult facem pentru Dumnezeu, ci de cât de mult ascultăm de Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegeți acest lucru spiritualitatea noastră se măsoară nu după cât facem pentru Dumnezeu ci vis-a-vis -vis de cât ascultăm de Dumnezeu, așa spune Matei, capitolul 7, versetele 21 până la 23 vă citesc acest pasaj, ascultați în cuvintele Domnului nu ori și cine îmi zice, Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri cum face voia lui Dumnezeu? Ascultând de Dumnezeu Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și observați că Domnul nu spune că n-ar fi făcut, ci Domnul le va spune, versetul 23, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care ați Lucrat, fără de legea. Cu alte cuvinte, depărtați-vă voi toți cei care nu ați ascultat. Spiritualitatea ta, spiritualitatea noastră, a oricăruia dintre noi, e definită nu de cât de mult facem pentru Dumnezeu, ci cât de mult ascultăm de Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc în seara aceasta. Haideți să ne cercetăm inima noastră și să vedem. A făcut Dumnezeu în mine această transformare. Sau încă îmi evaluez spiritualitatea mea, vis-a-vis -vis de cât de mult fac, de cât de mult sunt implicat, înainte de a face orice pentru alții, fă ceva pentru tine. Lasă-l pe Hristos să-ți transforme inima. Pentru că eu cred un lucru cu tărie. Și acest, acest pasaj pe care vi l-am citit din Matei 7 nu spune altceva decât că slujirea veritabilă. Se naște întotdeauna dintr-o trăire veritabilă pentru Dumnezeu. De aia nu poți sluji pe Dumnezeu cum vrea Dumnezeu, câte vreme nu le-ai lăsat pe Dumnezeu să facă în viața ta lucrurile pe care le are de făcut. Așadar, nu uitați, învățăm de la acest apostol al Domnului, de la Iuda, că poți lua parte la ce face Dumnezeu. Și totuși să nu ai parte de Dumnezeu. Mă rog din toată inima. Ca toți cei ce suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu, să punem preț pe a lucra pentru Domnul, dar să nu uităm niciodată că înainte de a face ceva pentru Domnul, trebuie să lăsăm pe Domnul să facă ceva în inima noastră. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Al doilea lucru la care vreau să mă mai opresc, și iarăși e un episod din viața lui, lui Iuda, pentru că am citit aici în Matei 26, a fost momentul cinei. Și vom ajunge imediat la el. Dar înainte de acest moment al cinei, una dintre interacțiunile pe care Iuda le are cu ceilalți apostoli și într-o împrejurare este redată de Ioan, capitolul 12, versetele 3 până la 7. Ascultați cu atenție acest pasaj. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Isus și le-a șters cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul dintre ucenicii săi, ce ascultați, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, și din nou spune Matei că nu se poate abține, care avea să-l vândă, a zis: De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se vidat săracilor? Zicea acest lucru, continuă Biblia, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Șocant. Unul dintre cei 12. Al doilea lucru pe care îl înțeleg din acest pasaj sună foarte simplu. Nu poți fi fals cu oamenii și sincer cu Dumnezeu. Iuda. Vede acest gest al Mariei, un gest pe care Domnul Isus îl laudă. Dacă veți citi întregul context de unde am scos aceste patru versete, veți vedea că Domnul Isus spune nu o necăji. Pentru că ea mi s-a închinat. S-ar putea multe spune de aici, doar de aici, din pasajul ăsta, despre faptul că e important să pui preț pe închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar Iuda vede acest episod, vede cum acel mir scump este turnat peste trupul Domnului Isus și ceva în el, acele dorințe ascunse, încep să iasă la suprafață. Și spune Iuda, de ce n-am vândut noi banii, mirul ăsta cu bani frumoși? 300 de lei era un salariu pe un an de zile, al unui om care lucra. Era o sumă destul de importantă. Dar Iuda nu era preocupat de oameni, de săraci. Zice, Iuda ar fi trebuit să vindem acest mir și să dăm banii săracilor. Sună foarte frumos, sună foarte jertfitor. Dar Iuda, în esență, s-a gândit: ar fi, ar fi fost bine să se vândă acest mir, pentru că. Mai aveam eu niște bani de luat din pungă de acolo. Dragii mei, învățăm și vreau să învățăm că niciodată nu putem fi falși cu oamenii, dar în același timp să avem cumva în mintea noastră sentimentul că putem fi sinceri cu Dumnezeu. E foarte interesant. Ar fi trebuit să dăm banii săracilor. Câtă jertfire, câtă pasiune pentru a face bine, ai spune. Fals! Era un om duplicitar, pentru că abia aștepta să intre ceva în pungă, pentru că zice Biblia cu subiect și predicat. Era un hoț. El ținea punga și aș îndrăzni să spun, fără a completa Biblia, că o ținea foarte bine. Că tot ce era în pungă îl considera într-un fel sau altul avantajului personal. Dragi frați creștini, Surori și tine, dragi. Niciodată nu putem fi falși cu oamenii și apoi să avem pretenția undeva că noi putem fi totuși sinceri cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ne putem cosmetiza acțiunile, dar nu ne putem ascunde intențiile. Oricine își poate cosmetiza acțiunile, dar nimeni nu va putea să-și ascundă intențiile inimii. Ioan, capitolul 6. Versetul 70 și 71 sunt cuvintele Domnului. Ascultați! Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi, cei 12. Și continuă tot Domnul. Și totuși, unul dintre voi este un drac. Sunt cuvinte foarte grele, venite din gura Mântuitorului. Și continuă să înregistreze Ioan, de data aceasta, apostolul iubirii aceste cuvinte, spunând așa, parcă o mențiune, parcă o notă, parcă o adăugire la ce spune Domnul. Înregistrează Ioan spunând, vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, și apoi, observați că el avea să-l vândă, el, virgulă, unul dintre cei 12. Se pare că niciunul dintre apostoli, dintre evangeliști, n-au putut să treacă peste acest lucru. Frații surori, aș dori să ne cercetăm inima în această seară. S-ar putea spune multe despre Iuda și motivația trădării lui. Cu certitudine nu știm, pentru că Biblia nu ne spune. Biblia îl clasifică drept unul care lua ce nu era lui. Hoți, Domnul Iisus l-a denumit într-un fel foarte aspru. Unii ar putea spune că Iuda a fost lacom, l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pentru suma de 30 de arginți. Prețul unui sclav la vremea aceea, prețul unei perechi de pantofi de astăzi. Nu știu neapărat dacă lăcomia neapărat a stat în spatele acțiunilor lui. Cert este că îi plăcea să ia ce nu era lui. Era un viciu undeva, ascuns în adâncimea și în profunzimea ființei lui. Spun unii că, unii teologi care au studiat Biblia în contextul ei. Pentru Iuda putem să găsim multe explicații. Iuda a trebuit să facă ceea ce a făcut pentru că Dumnezeu profețise cu sute de ani înainte ceea ce urma să se întâmple. Dar, totuși, rămâne o întrebare. Cum crezi că poți să fii fals față de oameni și apoi să ai pretenția să fii sincer cu Dumnezeu? Aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi inimile cu sinceritate. Poate Iuda a fost dezamăgit că Domnul Isus Hristos n-a răsturnat guvernarea romană de la vremea aceea. Nu știm acest lucru. Poate era frică lui Iuda că dacă Domnul Isus va fi răstignit, vor muri și ei, ucenicii. Poate lui Iuda era teamă că nu s-a întâmplat ceea ce credea că se va întâmpla urmândul pe Hristos. Aș vrea să înțelegem în această seară câteva lucruri simple. Dumnezeu ne cheamă să fim onești cu El și onestitatea noastră cu Dumnezeu trebuie să producă onestitate de caracter față de ceilalți. Și aș zice din toată inima, Doamne ajută-ne! Ca să nu avem față de societate și fața de biserică, ci să fim oameni onești unii cu ceilalți, Cinstiți în relația noastră unul cu altul și mai ales cu frații noștri, și din această onestitate să putem să pășim în sinceritate cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Și mai vreau să spun încă un lucru. Dar învățăm de la Iuda câteva lucruri interesante și în același timp care ar trebui să ne pună pe noi pe gânduri. Că degeaba ei parte la tot ce face Dumnezeu dacă nu înțelegi. Că Dumnezeu vrea ca tu să fii parte și să ai parte cu El. Degeaba încerci să fii duplicitar cu oamenii, ca apoi să crezi cumva că s-ar putea să fii sincer cu Dumnezeu. Și încă un lucru. Ioan, capitolul. Uh, Ioan, capitolul 13. Și dați-mi voi să mă duc la acest capitol. Îl știm fiecare dintre noi. Este un capitol foarte interesant, o voi citi câteva versete de acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu că înainte de praznicul Paștilor, Iisus, acel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Îndrăznesc să spun, fără să completez Biblia și pe Iuda. Era și Iuda în listă. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatălui dăduse toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Și spune Biblia că a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. Fără a completa din nou, Biblia spun, incluzându-l pe Iuda. A venit la Simon Petru și Petru a zis, Doamne, Tu să-mi speli picioarele. Petre, ce fac eu nu pricepe acum, dar vei pricepe. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de mine. Petru spune, spală-mă cu totul. Degeaba i-a spălat picioarele lui Iuda, pentru că Iuda a avut picioarele curate, dar inima murdară. De ce? Și să mă duce la al treilea uh, lucru pe care vreau să-l spun în această seară. Pentru că poți să fii chemat de Hristos și ales de Hristos, însă să te lași folosit de satan. Poate să ai cea mai mare tragedie când ești chemat și ales de Hristos să te lași folosit de diavolul. Spune Domnul Iisus că i-a venit în timpul cinei gândul să-L vândă. Citiți întreg capitolul, tu că poate îl citiți cu emoție, pentru că vorbește despre spălarea picioarelor și nu știți ce să faceți când ajungeți la pasajul ăsta. Dar citiți-l citiți, -l, citiți -l până la capăt și veți vedea acolo un lucru șocant. Hristos îi spală picioarele lui Iuda. Știind foarte bine că Iuda va ieși în întunericul nopții și se va duce la preoți ca să-l vândă. Vreau să vă spun că poți să fii ales de Hristos. Iuda a fost ales. Dar întrebarea este, te lași folosit de Dumnezeu? Pentru că te poate chema Dumnezeu, te poate alege Dumnezeu. Dar ține de tine dacă te vei lăsa folosit de Dumnezeu. Ce învățăm din acest pasaj? Voi mi spune câteva lucruri și apoi o încheia în această seară. Ce învăț din acest pasaj? Lucruri frumoase, simple, dar care ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne facă să ne cercetăm în seara asta. Învățăm că poți merge după Hristos, fără însă aia parține lui Hristos. Iuda a fost acolo, a mers după el. Uh, învăț că... Domnul Iisus Hristos i-a chemat, i-a ales. Și până în ultimul moment, Hristos a vrut ceva de la ucenicii lui. A vrut ca ei să înțeleagă chemarea, mandatul și dragostea pe care el o aștepta de la ei. Avea să-l întrebe pe Petru, Petre, mă iubești? Nu l-a întrebat pe Petru, Petre, știi să învii morții? Știi să vindeci bolnavi? Știi să faci minuni? A învățat Petre să predici, că o să-ți prindă bine într-o zi, în fapte. Nu, știți ce l-a întrebat Domnul pe Petru? Petru, mă iubești tu pe mine? Dragii mei, asta este întrebarea. Pentru că modelarea caracterului nostru cristic vine ca urmare a iubirii noastre de Dumnezeu. Vă întreb în această seară, dragi creștini, îl mai iubiți pe Dumnezeu? Asta e întrebarea. Nu vă întreb dacă veniți la biserică, veniți și bine faceți. Nu vă întreb dacă dăruiți, dăruiți și bine faceți. Faceți tot ce puteți mai bine. Dar regele sau regina întrebărilor este: Îl mai iubești pe Dumnezeu? Din dragostea de Dumnezeu izvorăște totul. Veneau oameni să se boteze la Ioan Botezătorul la Iordan, și Ioan Botezătorul îi trimitea de acolo și le spunea, pui de năpârci, plecați de la mine și ce să faceți? Te-ai fi gândit că abia aștepta să-i boteze, abia aștepta să adune mai mulți membri într-o biserică, nu. Plecați de la mine și învățați. Ce să învățați? Ce trebuie să faceți? Învățați să trăiți pentru Dumnezeu și apoi veniți aici. Vreau să vă spun un lucru. Frica de iad nu produce oameni sfinți. Doar dragostea de Dumnezeu produce oameni sfinți. Știți că noi de multe ori spunem, în generația asta, spun unii, mă botez, mă dor la Dumnezeu ca să scap de iad. Știți cum îmi place să spun eu și vă rog să-mi iertați această sintagmă, scăpatul de iad este un bonus al faptului că îl iubești pe Dumnezeu. Câtă vreme tu îl iubești pe Dumnezeu, asta produce sfințenie în viața ta fuga de iad, n-a produs niciodată oameni sfinți. Și vreau să închei uh, spunând că toți știm destinul lui Iuda. Toți știm că Iuda a înțeles ce a făcut, însă vreau să vă spun că regretul fără pocăință duce doar la disperare. Iuda nu s-a pocăit niciodată, a regretat ce a făcut. Regretul fără pocăință te duce doar la disperare. Dar ceea ce vreau să vă mai spun este că Domnul Iisus Hristos, după ce a spălat uh, picioarele ucenicilor, i-a întrebat dacă înțeleg ceea ce le-a făcut și n-au înțeles. Și după aceea spune cuvântul Domnului că Iuda era tot acolo între ei. Și în acea noapte s-a descoperit vânzătorul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Versetul 26 din capitolul 13. Aceluia căruia îi voi întinde bucățica și o voi da, acela este uh, vânzătorul. Când a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda și Isus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Și citiți până la capăt. doar atâta mai vreau să spun. Eu cred că această afirmație a Domnului Iisus Hristos a fost ultimul apel pe care l-a făcut pentru Iuda. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus i-a spus lui Iuda, Iuda, e ultimul moment în care tu mai poți să decizi dacă rămâi cu noi sau dacă pleci. I-a spus Domnul, ce ai de făcut, fă acum, fă repede. Ce ai de făcut, Iuda, este să te decizi acum, pentru ultima dată, dacă vrei să rămâi cu noi sau vrei să pleci. Și spune Biblia că Iuda a ieșit afară în întuneric și s-a dus. Închei spunând în această seară, invitându-vă în această seară să ne cercetăm inima. Am fost parte așa de mulți la ceea ce face Dumnezeu. Avem parte de Dumnezeu însă noi, personal. Spunem că suntem onești și sinceri cu Dumnezeu. Doamne, cercetează -mi inima și vezi dacă onestitatea pe care o spun cu gura e acolo. Și apoi, să mai înțelegem căci Domnul Isus ne cheamă și ne alege, dar noi trebuie să ne lăsăm folosiți de El. Doamne ajută-ne la aceasta. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș dori să-i mulțumim Domnului pentru că în această seară am fost confruntați cu adevărul Scripturii. Și vă invit la o cercetare sinceră, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu cu susurul lui blând să ne șoptească. Ce are de spus în inima noastră. Și așa să spunem, și asta să fie rugăciunea noastră în fiecare zi. Doamne, cercetează-mă. N-aș vrea cumva să ratez ținta. N-aș vrea cumva să cred că dacă sunt activ, asta compensează ceva. N-aș vrea să cred, Doamne, că dacă am reușit să mă strecor printre oameni, pot să afirm cu mâna sus și cu inima curată că sunt sincer cu tine. Doamne, știu că m-ai ales, m-ai chemat. Dar e alegerea mea să mă las folosit de tine. Haideți cu aceste gânduri să mergem înaintea lui Dumnezeu și în acest timp îi invit pe cei care ne cântă în această seară și se închină aici împreună cu noi să fim pregătiți pentru o cântare, dar haideți să ne luăm câteva clipe, să stăm în prezența Domnului și să ne cercetăm inimile. Ne rugăm cu toții.